Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind organizarea de desfășurare a manifestării culturale, artistico religioase Nunta de Aur din 01 octombrie 2017. Avizul de la... Avem avizul favorabil. Mă gândeam că domnul Oprea nu. Da, păi acum a venit domnul Oprea, 38 de familiile identificat. Mai da, am văzut. Scrie-mi la fără. Era și ca nume, cine sunt, cum sunt. În aviz avem un amendament. Se propune ca suma cheltuielilor să nu fie 9200, așa cum este în proiect, ci 5000. Așa văd în avizul Comisiei pentru Cultură. Asta diferența e ca să... Aduce vreo două mașini bala să se opună la copii. Deci eu trebuie să spun ce scrie în aviz. Deci în aviz se propune diminuarea cheltuielilor de la 9200 la 5000. La ce spuneți dumneavoastră, din nu am știut de amendamentul ăsta, la 120 de oameni sunt 5000 de lei. Dacă o calculați... Nu cred că se discute. Păi dacă o faceți la Colting, domnule, putem această servare la, la o cantină, dă-vă dracu din treabă, domnule. Ce să zici de respectul de față de oameni care îi pedeți 50 de ani? Dar la Colting, domnule... La Colping, domnul primar, cred că e mult mai bine ca la căminul nostru, cultural. Așa a fost și când a fost manifestarea asta. Mai mare rușire, în 10 de ani de la luptele din 17, face, spune, masa aici, închesuită, la o, la o, la o locuință oarecare, din râsul dragului. Domnul Osu, și a fost, ideea a fost ca să ajutăm și ONG-ul ăsta cu niște bani. Era cu niște servicii și l-am plătit, că ar venit din trei. Eu știu că ați plătit, dar ne face interes. Nu le-am făcut de asta lor. Și cu televiziunea asta, vreau să facem o manifestare culturală, să țină mici țara. Asta te-am văzut la televizor ieri, când fac o divagație de la, de la discuții, sărbările comunii de Oftea și Argeș. Ei au putut să facă, să cheltuie niște bani și n-au avut o manifestare de asta, de asemenea amploare. Da, domnule. Dar noi n-am putut să facem. Domnul primar, nu comparăm noi de Oftela care au de toate. Și noi nici la cum n-avem. Ce au de toate? Nu avem cămin, nu avem nimic. Ce, n-avem cămin? Păi dar căminul ăla de 100 de ani. Când avea cămin, noi tu zice, n-avea de Oftela nici. Dar e mult de 100 de ani, știți că ați noaptea poate în cămin? Da. Unde? Hai să dăm rămân cu ce facem. Hai, da, despre... Acolo. S-a mormântat la țara în căminul cel la cultural, de când mă știu eu, în barul mandatei, mai bine, dă-l de așa jos, din tot ce pe cea din două ori. Anul trecut la același proiect am semnalat că prețurile estimate în proiect sunt ridicate, neconforme cu piața. Ulterior, domnul Oprea ne-a prezentat în ședință și s-a constatat că a fost nevoie de mai puțin bani decât s-a prevăzut. Anul trecut au fost prevăzută suma de 8.500 de lei. Au fost 35 de familii anul trecut. Anul acesta sunt 38 de familii. Iar anul acesta suma a crescut. Anul trecut s-a făcut la restaurantul Fono, ca la Ferăstrău. Anul acesta se face la Colping. Avem acum suma din 9.200. Din punctul meu de vedere, consider și apreciez că se poate descurca cu suma de 5.000 de lei, pentru că anul trecut din 35 de familii nu s-au prezentat toate familiile la eveniment. Ceea ce înseamnă că nu e necesară toată suma pentru masă. Gândiți-vă și la problema aceasta, că numai cele familiare vin. Vin și corul, care sunt 30-35, cât sunt domnul Florău? 38. Și plus consilierii. Gândiți-vă că sunt. Consilierii nu. Domnule, consilierii care trebuie invitați toți. Eu trebuie să avem acolo bani alocați, că nu-i cheltuim dacă sunt plus sau minus. Dacă s-a luat, ce rămâne? Domnul consilier, dacă v-am gândit la manifestările de la 15 august, s-a alocat o sumă. Iar suma nu s-a cheltuit. Nu s-a cheltuit. Merg pe ideea. Să aprobăm această sumă din proiect și domnul Oprea, la prima ședință, să vină să ne comunice detaliat ce s-a cheltuit și ce a rămas. Noi am hotărât, nu puteți să mai schimbăm cu comisia, nu? Atunci supun la vot proiectul în forma inițială, inițiat de domnul primar și, la două ore, supun la vot comandamentul. Cine este pentru proiectul inițiat de domnul primar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bogdan și tu? Da, da. Au 10.
Păi domnul 2, dumneavoastră a spus că aveți comandament. Și vă văd că ați ridicat mâna la atenția de primar. S-a răzgândit. Ba, v-ați răzgândit pe partea. Da, mulțumesc. Ia ține, deci Claudiu. Să-l știm că cine. Nu, doi. Doi? Și 11? Din păcate, se duc foarte mulți bani la cultură, dar sunt și alte, sau multe alte probleme în comună care nu se rezolvă. Și oamenii au nevoie de bunăstare. E corect, e corect și asta spui, dar, de exemplu, gândește la varianta să-ți vină toți. Nu poți să ieși pe ideea că nu vin. Și dacă vin toate familiile și toți, spune întrebarea ce faci. Ce faci? Ai suma aia, ai ce problemă.